împreună. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Văd că numărul crește din ce în ce mai mult și foarte bine. Din păcate, vremea aceasta caniculară a pus probleme și prezenței și stării de spirit a oamenilor, dar acum poate se răcorește un pic și o să ne putem și distra. Avem oaspeți de seamă pe care o să îi invit aici alături de mine, dar înainte de toate vreau să le mulțumesc colaboratorilor și colegilor mei din Primăria Vetrișani, din Consiliul Local, pentru că fără sprijinul lor și munca pe care am făcut-o împreună, nu puteam ajunge și nu puteam realiza această a 20-a ediție a Zilei Comunei. Vreau să le mulțumesc din suflet și sponsorilor, oameni cu suflet mare, pentru că vrei nu vrei, totul se rezumă și la bani în zilele noastre și chiar avem nevoie de sprijin financiar și le mulțumesc foarte mult, nu o să-i numesc, sunt foarte mulți oameni deosebiți și care preferă să rămână anonim. Le mulțumesc încă o dată și vă rog să-i aplaudați. Vă spuneam că avem oaspeți de seamă, aș fi vrut să intrăm împreună, dar un coleg primar cu experiență mult mai mare, un om deosebit și mulțumesc pentru prezență, a zis, nu, primată, mergi tu pe scenă, după aia venim și noi. Acum, în aplauze dumneavoastră, aș vrea să invit pe scenă așa pe domnul deputat Eduard Popica, domnul prefect Daniel Onofrei, domnul vicepreședinte ai Consiliului Județean, domnul Ciprian și cu domnul Dan Marian și dragii colegi ai mei și începem aici cu domnul primar al municipiului Huș, domnul Jean Ciupilan. Vă rog, vă rog, domnul primar, că nu era să așa. Domnul primar al Comunei Lunga Banului de lângă noi, însă este nelipsit, eu din păcate am lipsit anul acesta, îmi pare foarte rău. Și un alt oaspete de seamă pe care îl avem astăzi aici este domnul primar al orașului Leoa, pe care îl invit aici, alături de noi. Vreau să invit pe ceilalți colegi primari și stau și mă uit după ei și nu-i văd, domnul Iulian. Haideți, domnul primar, domnul primar, curaj! Nu știu, cred că l-am pierdut pe domnul primar? Nu l-am pierdut. Vă rog să veniți alături de noi și o să-i dau cuvântul prima dată să vă salute domnului deputat Eduard Popica. Domnule deputat. Vă mulțumesc mult, domnule primar, stimații locuitori ai Comunei Vetrișoaia, distinsă audiență, bună seara. Vreau să vă mulțumesc mult pentru invitația făcută și să vă mărturisesc că sunt prezent aici alături de dumneavoastră din două motive. Primul ar fi respectul care îl port domniilor voastre, locuitorilor la Comunei Vetrișoaia și în al doilea rând pentru faptul că am dorit să fiu aici prezent pentru acest domn primar care face parte din oamenii din administrația locală de vârsta mea și care a demonstrat de-a lungul timpului că și noi ăștia tineri suntem buni pentru administrație, suntem buni pentru politică, știm să facem lucrurile bune, în pofida a tot ceea ce spun ăștia mai, să nu spună bătrâni, cu experiență. De aceea vă rog să-l aplaudați pe domnul primar. Nu aș vrea să vă rețin pe mult, pentru că am înțeles că urmează un spectacol extraordinar organizat de primărie și de domnul primar și de Consiliul Local. De aceea eu vă urez un călduros la mulți ani de ziua Comunei noastre, multă sănătate, fericire, iar în calitate de deputat al județului Vaslui vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul meu. La mulți ani și numai bine! Mulțumim foarte mult, domnule deputat. Acum, domnul prefect Daniel Onofrei, vă rog. Bună seara, vă spun și eu, domnule deputat, domnilor primari, domnilor colegi de la Consiliul Județean, domnilor colegi de la partidul pe care îl reprezint, doamnelor, domnilor, eu am venit în primul rând în seara asta cu o mare curiozitate să văd ce reușește domnul primar, colegul nostru, să facă mai bine ca anul trecut. Constat cu o foarte mare bucurie că, într-adevăr, a reușit să facă o sărbătoare a dumneavoastră, să vă sărbătorească pe dumneavoastră mult mai frumos, mult mai bine și cu mult mai mulți oameni. Înainte de a veni aici, domnul profesor Marin mă întreba dacă e normal să facă primare aceste zile de sărbătoare.
Răspunsul meu a fost că, din păcate pentru domnul primar, astăzi nu e ziua dumnealui. Astăzi dumnealui are cea mai mare responsabilitate să se îngrijească ca toate să se desfășoare cât mai plăcut pentru dumneavoastră. E o formă de respect față de dumneavoastră, de concetățenii dumnealui. Este un prilej în care se întâlnește cu cei mai mulți dintre dumneavoastră, de care știu că sunteți plecați fiecare unde ați putut să vă faceți un rost. Eu vă doresc să fiți sănătoși, să aveți distracție plăcută și să profitați de aceste momente de sărbătoare, să petreceți așa cum știți dumneavoastră cel mai bine. Mulțumesc, domnule. Mulțumim foarte mult, domnule prefect. Acum o să dau cuvântul unul din cei doi vicepreședinți, nu știu, o să pun microfonul la mijloc și vă hotărâți. Vă rog. Bună ziua, bună ziua, oameni buni. Împreună cu colegul meu, Ciprian Trifan, am venit aici la dumneavoastră să transmitem salutul nostru al Consiliului Județean și totodată să vă asigurăm în continuare de faptul că împreună cu domnul primar Cornel Stângă suntem într-un parteneriat care, zicem noi, este unul eficient și să dea Domnul ca să se vadă în fiecare lună, în fiecare an, cât mai multe realizări pentru dumneavoastră, pentru locuitorii acestei minunate comune. Aici, pe scenă, sunt foarte mulți colegi și prieteni. Cu toții am venit pentru a vă arăta susținerea de care se bucură domnul primar și de faptul că noi vă respectăm foarte mult, suntem alături de dumneavoastră și să vă urăm cu toții multă sănătate, bucurii și voie bună, că urmează un spectacol pe cinste. Numai bine, Doamne ajută! Și acum să continui eu, că suntem doi. Bună ziua tuturor! În primul rând să salutăm prezența oaspeților de peste Prut, bine ați venit! Să salutăm prezența consilierilor județeni care se află pe de dumneavoastră și mai sunt o parte de primari printre dumneavoastră. E o densitate foarte mare de oameni politici aici la sărbătoarea de la Vetrișoaia. Cert este că Cornel are relații cu toți partenerii politici din județ și atunci cu toții venim cu drag la dumneavoastră în comunitate. Vă urez să aveți distracție plăcută, multă sănătate și bucurie și împreună să facem lucruri frumoase. La mulți ani! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Acum o să dau cuvântul unui prieten foarte bun și un primar foarte destoinic, foarte cunoscut aici pe Valea Prutului și mulțumesc pentru prezența domnului Jean Ciupilan. Bună seara, locuitori ai comunei Vătrișoaia, bună seara, dragi invitați, bună seara, domnule primar. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, că știu că toată lumea așteaptă cu nerăbdare să înceapă spectacolul. Dar vreau doar atât să spun, că îl felicit pe Cornel cu toată echipa lui, cu tot Consiliul Local pentru ceea ce a realizat în acești 7 ani de mandat. Pe dumneavoastră, că ați știut să le păstrați și nu e nevoie să reparați din nou. Și Cornel, să știi că te-am urmărit îndeaproape 7 ani, pentru că am vrut să mă iau și eu de la tineri unele lucruri care se le pun în aplicare la Huș. Eu nu vreau să vă spun decât atât. La mulți ani cu ocazia Zilei Comunei, la mulți ani tuturor, mult succes, să dea Domnul sănătate și poate ne dă și un pic de ploaie. La mulți ani! Mulțumim foarte mult, domnul primar. Acum o să-i invit pe ceilalți colegi primari. La domnul primar de la Lunca Banului, nu, mai întâi să vorbă dumneavoastră, că mă gândesc la dânsul dacă o să-mi dau microfon. Bună seara, pentru cei care nu mă cunosc, sunt primarul comunei Dimitrie Cantemir. Îi mulțumesc domnului primar Stângă că m-a invitat la dumneavoastră în această seară. Nu o să vorbesc foarte mult, că deja suntem foarte mulți care trebuie să vă spunem câteva vorbe. Suntem foarte bucuroși, suntem alături de dumneavoastră la sărbătoarea comunei dumneavoastră, o sărbătoare foarte frumoasă care a crescut de la an la an. Vă felicit pentru tot ce faceți la Vetrișoaia, îl felicit foarte mult pe domnul primar, la mulți ani tuturor locuitorilor din comună. Mulțumim că suntem alături de dumneavoastră în această seară minunată.
Vă mulțumesc, domnule primar. Un alt coleg primar, prieten foarte bun de-al meu, domnul Iulian Lazar, primarul Comunei Muntenii de Jos, o să-l rog să ne adresez și el câteva cuvinte. Dânsul are și el ziua localității duminica viitoare, dacă nu mă înșel. Cred că anul trecut ne-am chiar suprapus. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, dragi locuitori ai Comunei Petrișoaia, stimate oficialități, domnule primar. Mă numesc Lazar Paul Iulian, sunt primarul Comunei Muntenii de Jos și în calitate de edil a comunității pe care o păstorez, vin către dumneavoastră cu cele mai calde urări și cele mai frumoase urări de bine și de sănătate. Nu pot să ascund faptul că domnul primar Cornel Stângă reprezintă pentru mine un reper. Sunt mândru că sunt prieten cu el și prin el sunt prieten și cu dumneavoastră. Vă doresc să aveți parte numai de bine în viață, multă sănătate și la mulți ani, Comuna Petrișoaia! Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Acum o să dau cuvântul domnului primar de la Lunca Banului, dar în același timp ar vrea să-l salut pe domnul primar Vasile Țapără. Dânsul nu a venit alături de noi, dar îl invit acum pe scenă alături de noi. Am văzut că ați fost plecat. Până atunci o să vă rog, domnule primar, domnul Stofan, să vă adresați consătenilor lui. Mulțumesc, domnule primar. Bună seara, Comuna Petrișoaia. Noi ne mai atacăm așa un pic între noi, dar nu e o problemă. Am primit și eu o întrebare de la domnul profesor dacă se merită să facem ziua comună. Paradoxal, domnule prefect, nu știu cum am primit și eu aceeași întrebare. Acum, eu cred că este bine să facem, numai că mai întâmpinăm anumite probleme din partea consilierilor locali. Țin să vă spun lucrul acesta, că să cheltuie banii degeaba, cheltuie de bani care nu ar trebui să se facă. Dar odată pe an, o zi, cred că este important să ținem această sărbătoare, să ne întâlnim cu toții, să ne distrăm împreună, să vorbim, să comunicăm între noi, că nu ne-am văzut poate de un an de zile, este și luna august, luna în care vin cei din afară. Și e bine să ne întâlnim. Cu această ocazie țin și eu să vă urez la mulți ani, să vă distrați bine, să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație și dumnealui n-a venit la mine, mă uit după el, s-a ascuns. Anul acesta n-a venit, dar îl aștept anul viitor. Nu mai zic ce-i fac. Încă o dată, la mulți ani, Petrișoaia, salut și locuitorii Comunei Lunca Banului, care sigur sunt pe aici, și multă, multă fericire. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, cer scuze încă o dată că nu a reușit să ajungă la ziua comunei dumneavoastră. Acum o să-i dau cuvântul domnului primar Vasile Țapără. Îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi astăzi. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Mai întâi mulțumesc domnului primar pentru invitație. Așa cum au spus și colegii mei, este bine ca și în mediul rural, în fiecare comunitate să existe câte o astfel de manifestare, câte o astfel de sărbătoare, o ocazie cu care ne întâlnim cu prietenii, cu fiii satului. Și dați-mi voie să-i mulțumesc primarului pentru invitație. Că uitați, în felul ăsta mai schimbăm din experiențe, mai înțelegem unii de la alții cum ar trebui să pregătim mai bine astfel de sărbători. Permis din partea mea și din partea locuitorilor Comunei Hoceni cele mai bune gânduri, salutări, multă sănătate și să aveți o seară plăcută. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule primar! Acum, alături de noi avem un oaspete deosebit. Este primarul unei localități pe care dumneavoastră, de câteva luni, o vizitați foarte, foarte des. Este vorba despre orașul Leoa, oraș cu care noi suntem și înfrățiți, iar anul acesta a dat Dumnezeu și ați văzut că s-a realizat un vis foarte vechi al nostru, al celor din Petrișoaia și al celor din Leoa și uitați că stăm legați printr-un pod. Dați-mi voie să-l invit acum să le spună câteva cuvinte pe domnul primar al orașului Leoa. Domnule primar, bine ați venit, vă mulțumesc foarte mult, vă rog. Bine v-am găsit, domnule primar, mulțumim pentru invitație, stimați oficialități, stimați colegi primari, dragi locuitori ai Comunei Petrișoaia. Pentru mine și colegii mei din Primăria Leoa este o onoare să fim astăzi în premieră la ziua Comunei Petrișoaia. Și venim pentru prima dată, nu într-un an întâmplător, dar într-un an în care, așa cum a menționat domnul primar,
localitățile noastre au făcut istorie, unind cele două maluri ale Prutului, desigur, cu suportul și implicarea directă a guvernelor de la București și de la Chișinău. Și mulțumim pe această cale pentru suport și susținerea ideii noastre istorice. Eu aș vrea să vă doresc în numele locuitorilor orașului Iova prosperitate, dezvoltare, sănătate și pace. Și sper foarte mult ca într-o bună zi să revenim la dumneavoastră și să veniți și dumneavoastră la noi, știind că suntem uniți de cele două maluri printr-un pod capital, nu doar prin unul de pontoane. Și atunci vom putea spune cu certitudine că unirea între Iova și Vetrișoaia s-a săvârșit. Așa să ne ajute Dumnezeu la mulți ani Comunei Vetrișoaia. Domnule primar, la noi oricum e o tradiție că dacă mergi la o omagiere, fie și a unei comunități, trebuie să vii cu un dar și nu puteam să nu vă aducem câte ceva din Republica Moldova, cu mare respect pentru tot ce faceți în Vetrișoaia și pentru prietenia pe care ați menținut-o timp de ani de zile între localitățile noastre. Da, sunt două vinuri, unul se numește Basarabia și unul, evident, se numește Purcari, vinurile istorice ale Republicii Moldova. Și cred că ar fi corect ca floarea care se numește Floarea Bărbatului să fie dăruit de o doamnă. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc, stimați.